În 2022, 10 de unități de învățământ din Mehedinți nu au aviz ISU de funcționare. Este vorba despre școli, grădinițe, laboratoare și săli de sport, care nu au uși rezistente la foc, sisteme de hidranți, ori scări de evacuare în cazul situațiilor de urgență. În cadrul ședinței de astăzi cu directorii școlilor, primarul Marius Creciu a dezbătut aceste probleme pe care le întâmpină unitățile de învățământ. În Mehedinți, 10 de școli nu au primit aviz favorabil din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență sau al Direcției de Sănătate Publică. Pompierii au descoperit probleme majore la sistemele de siguranță în școli. Există mai multe unități școlare la nivelul municipiului care încă nu au aceste autorizații ISU din diverse motive. Este neapărat nevoie să le obținem. S-au făcut demersuri și în anul școlar trecut pentru a duce la îndeplinire și pentru a rezolva problema acestor autorizații. Este neapărat nevoie de o finanțare din partea primăriei. Ne bucurăm că domnul primar, uite, acum la început de an, când se întocmește practic bugetul, ia în calcul această mare problemă pe care o au unitățile școlare și sperăm că vom intra în sfârșit într-o normalitate prin obținerea acestor autorizații. Primarul Marius Creciu a atras atenția asupra acestor aspecte care trebuie remediate urgent. Edilul spune că, deși toate școlile au învățat anul trecut mai mult în sistem online, cheltuielile au fost mari. Surpriza neplăcută ca în perioada trecută, anilor trecuți, când ați fost online, cheltuielile legate, vă dau exemplu, de căldură să fie același ca și cu copiii la școală. Nu este posibil și nu este normal așa ceva. Căutați să vă manageriați foarte bine aceste cheltuieli, pentru că, în general, căldura vă plătesc eu. Eu vă dau banii. Și nu este normal să am și o să fiu extrem de drastic și extrem de caustic atunci când văd că nu priviți lucrurile într-un mod în care să ne fie și nouă bine ca și primărie. În Mehedinți, peste 100 de directori ai școlilor din Mehedinți au semnat pe propria răspundere avizul de funcționare ISU la începutul anului școlar.